Bună ziua, stimați telespectatori ai postului de televiziune 6TV, televiziunea sufletului tău și a emisiunii Umanismul Transformării. Tema de astăzi este o temă pasionantă, o temă de care ne izbim zilnic, pe care o avem în suflet. Este vorba de iubire. E primăvară, natura toată își revine. Și iată că noi ne punem problema unde se află sediul iubirii. Se află iubirea în creierul nostru? Se află iubirea în inima noastră? Sunt popoare care consideră că iubirea se află în stomac. Sigur că de multe ori când suntem îndrăgostiți simțim așa o zvâcnire în stomac sau în inimă, nu știm exact. Dar ne-am propus să investigăm acest subiect despre sediul iubirii cu un medic, cu doamna doctor Tamara Sobel, care este și neuroprogramator, care sigur ne va spune dacă iubirea are vreo legătură cu creierul, dacă acolo este sediul sau cine este vinovat de acest sentiment amplu din viața noastră. Deci, Tamara Sobel, ce ne poți spune despre iubire? Dar sigur, nu înainte de a ne enunța poate nevoile noastre și dacă iubirea este o nevoie, este o necesitate sau este un dat de care trebuie doar să ținem cont. Ce spune teoria despre necesitatea noastră de a iubi sau de modul în care este construită ființa umană? Suntem la o emisiune despre umanism, unde omul este în centrul universului. E adevărat că după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este omul, dar cu mintea de om de știință pe care știu că o ai, spune-ne, te rog, ce gândești despre subiectul nostru. Bine v-am găsit. Pornind de la faptul că inima și creierul sunt ambele organe și sunt automat organizate, deci funcționează după un ritm, la fel funcționează și creierul, cum funcționează inima, are propriul ritm. Deci sunt automatizate ambele. Am venit cu ele pe această planetă, automat funcționale și organizate. Să începem cu Tony Robbins. Pornind de la domnul Tony Robbins, care a descris cele 6 nevoi umane, certainty, nevoia de siguranță, variety, nevoia de varietate, nevoia de a iubi, love, nevoia de a fi conectat cu prietenii noștri, connection, nevoia de a crește, growth și nevoia de contribuție, contribution, pot descrie că în al nostru creier se află mulți centri, iar în acești centri, în fiecare din acest centru al creierului nostru, care este specific pentru familie, prieteni, pentru diferite activități, pentru starea financiară, chiar și pentru prezența în studio, toate aceste nevoi trebuie întâi satisfăcute ca să poată să se deruleze un anumit film în creier, deci ca să poată să fie o conexiune. Deci noi avem nevoia de conexiune. Într-o relație, de exemplu, și într-o relație trebuie să aceste nevoi satisfăcute, altfel persoana simte că ceva nu funcționează, simte nevoia de varietate, deci intrăm în momentul în care nu oferi siguranță într-o relație, persoana aceea intră în cealaltă nevoie și dorește să-și dezvolte varietatea. De exemplu, o persoană care muncește foarte mult și este foarte, foarte bună la muncă, satisface posibil toate cele 6 nevoi la muncă și poate satisface aceste nevoi prin conexiunea cu colegii, prin a le oferi ajutorul său colegilor săi, prin a le oferi importanță acestor oameni și siguranță. Însă în momentul în care se îndreaptă către casă, nu înseamnă că și acolo poate să satisfacă toate cele 6 nevoi umane în acel mediu. Deci noi aceste medii le avem în centri diferite așezați în creier, chiar și în inimă. S-a constatat că diferitele noastre, organele noastre au
toate acești centri. Vă gândiți unde avem acești centri, cum trebuie satisfăcuți acești centri. Deci dacă luăm pentru rinichi, de exemplu, și rinichii trebuie să fie funcționali, să fie conectați cu celelalte organe, trebuie să le oferim o anumită atenție în timpul unei zile. Deci noi trebuie să verificăm cu ajutorul creierului care este un organ condus de către noi. Deci din afară, eu consider că noi putem conduce toate aceste organe din afară. Deci creierul este automatizat. În momentul în care îi dai o comandă, el o execută. Se află tot timpul în ca și o cutie de viteze a unei mașini, în automat. Deci dacă îl așezi într-o direcție, el va funcționa în această direcție, va oferi, va genera cât mai mult, va transforma materialul oferit și va oferi rezultate după direcția în care îl oferi. Dacă luăm, de exemplu, 0 ca punctul neutral și plus 100 ca punct plus și minus 100. Deci depinde foarte mult în ce direcție vom face noi acțiunile. Deci dacă ne hotărâm să facem anumite lucruri benefice celorlalți, totul ține de creativitatea noastră. Deci dacă lucrurile vor fi benefice celorlalți, vom crește în partea de la neutral către 100. Punctul neutral îl putem defini și ca punctul love. Frumos. Și acum să revenim la organul rinichi, pentru că am pornit de la inimă, am ajuns la creier și ajungem și la rinichi. Deci în timpul unei zile, cu ajutorul acestor programe și acestor parametri, putem conecta organele între ele, putem verifica în timpul unei zile parametri, nu doar medical, ci și prin puterea noastră din afară, puterea gândirii și a creației, putem reveni și verifica fiecare organ în parte. Deci începem cu rinichi, creier, ficat, deci funcționează totul, simțim, deci noi avem răspunsuri, un fel de feedback de la organele noastre care ne spun în ce parametri funcționează ei și cum sunt conectate unul cu celălalt. Deci cele 6 nevoi le simțim. Deci nu doar nevoia de conexiune, nevoia de siguranță, când ceva nu funcționează, ai un răspuns, o durere, ți se dă un feedback de la acel organ. Iar de la creier avem cele mai simple feedback-uri. De exemplu, dacă am pornit de la acel parametru zero love și reușim să facem cât mai mult bine, deci noi creștem doar prin binele prin care le oferim semenilor noștri, doar prin contribuția noastră, prin creația, prin ceea ce facem bine pentru ceilalți. În momentul în care trecem și vrem să creăm doar pentru noi ceva, deci ne gândim să-mi fac mie acum un bine, mă aflu în celălalt parametru. De ce mă aflu de la 0 către minus 100? Deoarece în acel moment vreau să-mi ofer mie siguranță, să-mi ofer importanță și să-mi ofer conexiunea între siguranța și importanța mea. Deci nu ofer de la punctul neutral către punctul plus 100, nu ofer acea creștere și acea contribuție, care sunt foarte importante în nevoile noastre. Deci iubirea e nevoie? Iubirea este, după cele spuse de către domnul Tony Robbins, cea mai importantă nevoie a noastră. Deci, to be loved and to offer, to give love, este foarte important. Și aici mă refer nu doar celorlalți să le oferim, chiar și organelor noastre cu care lucrăm. Deci noi, eu vă spun asta ca medic, avem nevoie de aceste organe să ne susțină, avem nevoie de simțurile noastre. Simțurile... Care este prima formă de manifestare? Emoția. Emoția este prima formă de manifestare. Iar simțurile noastre ne oferă un feedback pentru ceea ce se întâmplă și chiar pentru emoțiile celorlalți. Bun. Să spunem așa că suntem îndrăgostiți. Da? Când suntem îndrăgostiți, avem o stare crescută de creativitate. Dacă ni se răspunde acestui sentiment, suntem plini de importanță, plutim, putem, sigur, scrie poezii, dar dacă suntem supărați și iubirea devine un stres, vom simți lucrul ăsta oare unde. Tocmai ne spunea Tamara despre rinichi. Deasupra rinichilor se află niște glande, corticosuprarenalele, de fapt suprarenalele, care emit corticoizi și care în starea de stres, pentru că iubirea de foarte multe ori ne creează un stres, emit cortizoni. Nu?
Da, dimineața și atunci, la... iubirea, da, va interveni acum cu date tehnice Tamara. Iubirea poate fi stresantă, ne poate afecta direct rinichii și de aceea este bine să ne controlăm supărarea în raport cu iubirea, pentru că ea poate deveni destructivă. Atâta timp cât ne creează probleme de sănătate, vă dați seama că în loc să înflorim datorită iubirii, putem să ne îmbolnăvim și de foarte multe ori au fost ființe ca noi care au murit iubind. Unii știm foarte bine că au dus și au exacerbat sentimentul iubirii, l-au transformat în gelozie la un moment dat și chiar s-au sinucis sau au recurs la crimă. Deci lucrurile sunt destul de complicate. Când spunem iubire, întotdeauna creăm așa o imagine mirifică, o imagine frumoasă, dar iată că există și reversul acestei stări. Deci ce se întâmplă? Dimineața emit corticoizii? Da, dimineața avem nivelul cel mai ridicat de cortizon în jurul orei 6, din punct de vedere medical, acest aspect privit. Însă, important este ce facem cu hormonii noștri, cum putem să-i stăpânim. Este foarte important să ne putem stăpâni stările, deci ca și medic și ca și persoană. Să, aceste emoții, cum le transmitem, când observăm o emoție din partea celelalte persoane, cum reacționăm noi, să știm să ne stăpânim aceste stări. Și în momentul în care ne gândim la cele 6 nevoi, nu doar ale noastre, ci și ale celelalte persoane, putem intra în calmitate. Deci să ne gândim că și cealaltă persoană are nevoie de siguranță, are nevoie de importanță, are nevoie de iubire și să-i oferim aceste 3 părți care încep de la nivelul dragostei sau nivelul neutral către plus, către 100 și să creștem. Deci cum putem crește? Am creat o serie de exerciții cu ajutorul cărora noi ne putem dezvolta creativitatea și putem crește. Vă spusesem adineori, noi putem crește prin ceea ce facem benefic celorlalți. În momentul în care ne gândim să ne facem nouă bine, intrăm iarăși de la nivelul neutral către nivelul minus. Deci doar prin creație putem să-i ajutăm pe ceilalți, prin starea noastră, ce înseamnă siguranță, ce înseamnă creștere, conexiune, să le deci arătăm că suntem... nu numai prin starea noastră, ci și prin acțiunile noastre. Da. Că putem, de exemplu, când l-am supărat pe celălalt, să-i dăruim o floare, nu? Și atunci îi arătăm iubirea prin acest gest, iubirea noastră. Sau putem să-i dăruim o casă, că se întâmplă și acest lucru. Cu oameni care vor să-și câștige iubirea partenerului, făcând cadouri bogate, substanțiale, de la un inel până la un iaht. Sigur că aceea este o formă, până la urmă, de cumpărare a iubirii și nu este un dar, ca să spun așa, acceptat sufletește, ci doar mental. Intră într-o logică a jocului iubirii. Pornind tot de la părțile materiale pe care le-ați descris dumneavoastră, de la o floare, o casă sau ceva material prin care partenerul nostru de iubire sau de afaceri sau colegul de studio înțelege că ne manifestăm deja, deci vizual, înțelege că ne manifestăm într-o altă formă, deci am apelat nevoia de varietate deja, deci ne-am manifestat într-o formă. Putem o altă formă de varietate și manifestarea noastră este forma gândirii, putem printr-un zâmbet, printr-o schimbare a poziției, cum stăm față de persoana aceea, să ne relaxăm și să-i transmitem un semnal că deja ne simțim mai bine. Deci o să observe și vizual. Deci, pur și simplu, în momentul în care nu avem la îndemână toate aceste mijloace materiale de a oferi partenerului cu care purtăm o discuție, nu avem ce să-i oferim. Îi oferim pur și simplu starea noastră. Ne așezăm relaxat, creierul se transformă. Deci creierul nostru nu știe exact dacă se simte bine sau nu se simte bine. Dacă ne așezăm într-o poziție relaxată pe o perioadă de 3 minute, s-au făcut studii, există rezultate pe care le găsiți foarte ușor dacă intrați pe Google,
Deci după 3 minute de relaxare, pur și simplu stai relaxat într-un scaun, creierul va crede că ești foarte fericit și mulțumit și se va manifesta sub această formă. Deci 3 minute de schimbare a stării, a poziției noastre, este unul dintre exercițiile pe care le utilizez eu cu pacienții mei. Da, foarte interesant. Cum reușim să ne păcălim creierul? Creierul, da, sunt foarte multe exerciții. Totuși, umanitatea a creat ca simbol pentru iubire, sau a luat ca simbol pentru iubire, inima. Nu? Peste tot vedem că apare așa o inimă roșie, câteodată înțepată de Cupidon cu o săgeată. Atunci când vrem să facem o declarație, sigur că chiar și pe net, ați văzut că avem emoticoane și imediat trimitem o inimă. Deci, de ce oare oamenii au simțit nevoia să creeze un simbol al iubirii și nu creierul, care este până la urmă cel care stăpânește, să spunem, jocurile legate de iubire, ci inima? Pentru inimă, din punct de vedere medical, s-au stabilit parametrii exacti, iar creierul dorește să aibă din comoditatea sa acești parametri exacti cu care să lucreze. Tocmai de acesta am creat și acest sistem de nevoi pe care, dacă le îndeplinim, putem să controlăm și inima foarte bine. Deci inima va fi foarte bine controlată în momentul în care vom fi atenți la direcția noastră. Deci ce direcție ne-am dat? Vorbisem înainte. Creăm pentru ceilalți ceva bun sau o facem pentru noi? Și atunci trebuie să... Deci creierul ne-a... Nu ne ajută să ieșim din acest sistem, dar noi din afară putem controla să vedem în ce sistem ne aflăm și să ne facem un impuls de return, deci să întoarcem situația și să contribuim, iar în momentul în care am început să contribuim, deja creștem și observăm în timp. Deci parametrii creierului sunt mult mai complexi decât cei al inimii, care are un ritm bine stabilit și simplu. În creier sunt foarte, foarte mulți centri care trebuie conectați și pentru a putea face acele poduri între sinapse, trebuie să muncim la cele șase nevoi, să le impunem în fiecare loc în care ne aflăm, deci în fiecare situație să ne gândim la cele șase nevoi și din acea poziție să începem munca cu ele. Se vede că doamna doctor este specializată în creier. Și nu în inimă. Cred că trebuia să mai invit și o specialistă în cardiologie ca să vedem exact și care este rolul inimii. Pentru că eu atunci când am fost îndrăgostită, simțeam aici, în mijlocul pieptului, o emoție puternică. Și sigur că aici nu se află creierul. E adevărat că el este cel care prin impulsuri trimite semnal inimii și spune, atenție, ne îndrăgostim. Deci inima are rolul ei și dacă ne gândim așa în istoria umanității și cea neagră, o să observăm că a diferite popoare unde se practica sacrificiul uman, centrul acestui sacrificiu ca simbol era inima. I se smulgea celui sacrificat inima din piept. Era pusă pe un altar și ce se implora cu ea? Se implora atenția și iubirea zeului pentru muritorii care își doreau să obțină ceva. Deci apelau la iubirea ființelor superioare pentru pământeni și smulgând inima și nu creierul. Sigur că atunci când m-am gândit să fac această emisiune cu un specialist al creierului, eram aproape sigură că va trata totul rațional, având în minte, sigur, creierul. Dar popoarele primitive nu sacrificau ființa smulgându-i creierul, ci inima. Ce spuneți de asta? Inima, ca și plămânii și creierul, sunt organe, iar în creier sunt dinainte parametrii deja așezați. Spre exemplu, pentru a vă putea îndrăgosti de cineva, trebuie dinainte să oferiți câțiva parametri foarte clari, deci culoarea părului, înălțime, comportament sau mulți alți centri care trebuiesc activați.
Așa, și creierul ia și toate datele deci, astea creierul de... percepe toate aceste date care sunt introduse ca într-un smartphone. Deci creierul vine deja livrat de undeva de sus, programat cu un base date. Deci există anumite date care sunt deja bun, pe această când placă când avem de-a face creierului. Cu un cup de fudră, deci te îndrăgostești așa la prima imagine de cineva, la prima transmisie, este creierul de vină sau o relație care... O relație, să spun, empatică, energetică, care apare din prima, de prima dată între cei doi. Sunt informațiile pe care le-ai introdus în creier încă dinainte, deoarece în momentul în care dumneavoastră aveți o atingere cu o persoană, nu puteți să definiți acum îmi place această atingere. Aveți dinainte parametrii deja definiți ca informație cât de profundă să fie această atingere, să fie mai apăsată sau mai fină. Deci aveți o gradație care deja este introdusă în creier. Informațiile sunt dinainte deja introduse în creier, iar organul creier este o mașină, un calculator, care doar lucrează cu aceste informații, le transformă și le multiplică. Deci le multiplică. Cu cât introduceți mai multe informații, cu atât el va genera și mai multe informații și vă va ajuta și mai mult să vă îndreptați în direcția de dumneavoastră aleasă. Dar direcția, tocmai spuneam, se poate întoarce. Deci tot ceea ce există acum este ca o monedă. Putem să arătăm o parte a monedei, dar putem și întoarce moneda. Deci putem muta inima să definim cu ajutorul mass media creierul ca centru al iubirii. Da, cred că astăzi este prima oară când mă gândesc că știința, cunoașterea poate fi luciferică. Pentru că văd cât de rațional ne explică doamna doctor Tamara cum stau lucrurile. Când eram adolescentă am citit ca foarte multe adolescente, o carte care se numea Lorelai. Personajul feminin atunci era elevă, mergea cu trenul și la un moment dat a scos capul pe fereastră, trenul mergea cu viteză și undeva în partea cealaltă a vagonului sau un alt vagon mai era un bărbat care ulterior s-a văzut că era profesorul ei, care scosese și el capul pe fereastră. Ea deci a văzut doar capul și privirea și părul răvășit de vânt. Și în clipa aceea s-a îndrăgostit de el. Nu avea nicio altă cunoștință despre el înainte, nu știa nimic. Deci aveam de-a face cu un cup de fudră între o tânără și un domn, deci între un spirit feminin și un spirit masculin. Pare a nu avea nicio legătură cu ceea ce ne spune doamna doctor. De aceea aș vrea să o întreb cum ar defini această iubire de prim moment în situația în care chiar nu cunoști persoana respectivă. Oare cum se întâmplă mecanismul ăsta? Aș numi o ancorare, este o denumire din neuroprogramare, ancorarea. Deci persoana aceea feminină a văzut un anumit aspect, o anumită informație de care s-a ancorat, așa cum se ancorează vapoarele. După care avea foarte mulți parametri cu care avea de muncit pe viitor. Acei parametri nu erau conștienți în acel moment. Absolut deloc. Deci totul pornise din subconștient, care trimisese către conștient o singură informație. Plăcut. De acel moment de emoție s-au ancorat foarte multe rămurele. Cum spuneam, creierul primește o singură informație, după care transformă și produce foarte multă muncă, generează multă muncă, deoarece acea persoană feminină va avea foarte mult de muncit pe viitor. Da. Bun, deci poate atunci când spunem creierul, ar trebui să ne referim poate la minte, la totalitatea mecanismelor declanșate în acest organ, căruia i-am spune minte, nu? Desigur. Și mintea asta este cea care generează gândirea și care, sigur că fiind în cadrul aceluiași organism, acest lucru se reflectă pe rând sau deodată asupra celorlalte organe. Cam putea crede, așa cum sunt o serie de teorii moderne, că iubirea există chiar în afara noastră și că noi doar suntem niște captatori care beneficiază de iubire. Cum ar fi, să spunem, iubirea divină,
Iubirea divină este un ansamblu benefic în afara ființei umane, în legătura noastră cu spiritualitatea universală, și poate că noi, fiind doar niște captatori ai iubirii, găsim în relațiile cu ceilalți trasee sublime, inefabile, care sunt sigur invizibile și la care ne ancorăm, așa cum spune într-un termen aproape tehnic doamna doctor. Iubirea, după cum observați, este un lucru extrem de complicat și este greu să îi găsim neapărat un sediu. Ea este legată de ansamblu simțurilor noastre, că noi avem 5 simțuri de bază, dacă teoretizăm. Deci atunci când mângâiem pe cineva, îi simțim persoana tactil prin mângâierea respectivă, îi simțim căldura, apoi ne putem îndrăgosti de mirosul celuilalt. Apare un chimism special care ne leagă poate și prin sărut. Vedeți că e vorba de gust. Apoi se poate întâmpla să, și așa se și întâmplă, să ne îndrăgostim de vocea cuiva. Cum este, era cântărețul Leonard Cohen, care este așa peste timp. Avea o voce extraordinară și eu ca femeie, și acum el nu mai este plecat la Universul Etern, dar vibrez la vocea lui atunci când cântă, dar și chiar și când vorbea, pentru că avea o anumită frecvență a sunetelor. Ființa umană este complicată, dar vedeți că omul de știință vine și cu multă rigurozitate trage niște semne, pune două puncte, înșiruie niște lucruri, dar noi trebuie să-l ascultăm pentru că el știe ce știe. Dacă ar trebui să ne referim la legătura, și asta până la pauză, că o să avem o pauză de un minut, care este legătura între simțuri și creier? Creierul poate focusa doar unul dintre simțurile noastre în același timp. Deci noi ne putem focusa doar pe un singur canal. La fel ca și inima, organul nostru inimă și rinichii, poate să fie doar în sistolă sau în diastolă, deci nu o să le accelerăm pe ambele. Deci creierul este focusat pe unul dintre aceste simțuri în care își ancorează și începe să creeze, să se dezvolte. Deci este foarte simplu structurat. Am înțeles. Mă gândesc cum s-a focusat el atunci când stătea cu capul peste geamul din tren și în viteza aceea l-a captat pe celălalt. Folosea doar vederea. Deci, nu? Posibil da. Să fie folosit doar vederea. Deci, noi nu suntem în pielea acelei persoane să știm cum și-a activat sau ce și-a activat. Dar ceea ce doresc eu să exprim este faptul că noi avem un focus și este foarte important cum îl utilizăm. Vom discuta despre lucrul ăsta după o scurtă pauză. Atunci când mă refer la iubire, nu pot să nu țin cont de scrisoarea pe care Einstein i-a lăsat-o prin testament fiicei sale și în care i-a atras atenția că forța universală este iubirea. Poate ni se pare curios acest lucru, dar Einstein a reușit să-și demonstreze acest lucru, dar a considerat că încă nu este timpul să spună omenirii ce a descoperit. O să vă citesc două fragmente din scrisoarea aceasta a lui Einstein, ca să fie exact cu cuvintele lui. Când am propus teoria relativității, foarte puțini oameni m-au înțeles.
Iar ceea ce urmează să destăinui umanității acum se va ciocni de neînțelegerea și prejudecățile din această lume. Există o formă extrem de puternică pentru care, cel puțin până în prezent, știința nu a găsit o explicație formală. Este forța care include și guvernează totul. Este chiar în spatele oricărui fenomen care are loc în univers și încă nu a fost identificată de noi. Această forță universală este iubirea. Pentru a evidenția iubirea, am creat o simplă substituire în cea mai faimoasă ecuație de-a mea. Dacă în loc de E egal cu MC pătrat, acceptăm ca energia pentru a vindeca întreaga lume poate fi obținută din multiplicarea iubirii cu viteza luminii la pătrat, atunci ajungem la concluzia că iubirea este cea mai puternică forță ce există, deoarece nu are nicio limită. După eșecul umanității în a utiliza și controla celelalte forțe din univers, care până la urmă s-au întors împotriva noastră, este imperios să ne hrănim pe noi înșine cu o altă formă de energie. Deci, draga mea Tamara, gândește-te că un om care a creat teoria relativității, care este unul din geniile importante ale umanității, a ajuns la concluzia că motorul existențial este iubirea. Oare nu este prea puțin să o înghesuim în creierul nostru sau în inima noastră sau în rinichii noastre? Sigur că ăștia sunt doar niște receptori, dar acestei iubiri universale pe care Einstein, în genialitatea sa, o pune într-o ecuație a nemuririi. Tot Einstein a spus, imagination is better than knowledge. Deci imaginația este mai importantă decât știința. Aici putem introduce iubirea în imaginația noastră, deoarece tot ceea ce noi dezvoltăm și creăm este în primul rând creat în imaginație. Bun, dar el a făcut înlocuiri în ecuația lui. Adică da, a încercat să găsească o exprimare matematică a iubirii, deci mintea lui. Și această ecuație matematică s-a produs tot în imaginație întâi, după care a încercat să ne-o predea și nouă, să ne-o așeze așa cum noi predăm aici ceva plăcut telespectatorilor. Bun, deci atunci imaginația este acea parte a minții, nu? Care cea este mai mare parte a minții noastre, da? Este imaginația. Uh-huh. Și cu ajutorul imaginației noastre putem crea în toate organele noastre ceea ce ne dorim. Am întâlnit foarte mulți pacienți cu diferite boli care au reușit să se autovindece prin iubirea transmisă de ei către organele lor în interior. Deci, în momentul în care colegii mei le spun pacienților mai aveți atât de trăit sau trebuie să urmați această terapie, nu există în medicină și nici în viață, deoarece noi suntem unici, nu există un trebuie. Ceea ce vă este potrivit sau plăcut dumneavoastră, poate nu este plăcut unei alte persoane. Există iubirea care este universală, care poate fi definită pentru noi toți. Bun. Atunci consider că iubirea se datorează numai imaginației? Posibil să fim și noi doar o creație a imaginației, să nu fim, chiar să nu Bun. Fim reali aici. Asta dacă am fi filozof subiectiv, da, adică așa. Dar să tu fiind un om de știință, nu, și un chirurg, ar trebui să te situezi măcar la limita între idealismul obiectiv și realitate. Deci, da, pentru asta am creat parametri, mulți parametri pe care îi tot verificăm. Deci avem în creier, din imaginație creați acești parametri medicali pe care noi în jobul nostru îi verificăm și reverificăm și creăm alți parametri și tot dezvoltăm. Deci din imaginație am reușit să dezvoltăm ceva foarte mare, care tot expandează, se tot dezvoltă. Am înțeles. Vezi, acum imaginația este un lucru inefabil, impalpabil. Că te-aș întreba, atunci când operezi pe un creier, ar trebui să găsești un loc
al imaginației și unde să fie și un izvor al iubirii. Sigur că nu există așa ceva, nu? S-a vorbit foarte mult despre glanda pineală, că ar fi acest loc al iubirii în creier și este bine delocalizat această glandă care produce hormoni. Însă, eu cred că este generalizată, că este peste tot în organ și nu doar în organul creier, este și în inimă și în celelalte organe și chiar în toate celulele noastre. Deci din fiecare celulă noi putem crea ceva. Chiar și în celule s-au găsit, sunt foarte multe organele, foarte multe lucrușoare care interacționează între ele. Deci nu avem doar iubire într-un organ, ci în toate celulele noastre. Bun. Și transmiterea, să spunem, iubirii așa în ansamblu și în organism ar face, nu? Pe căile energetice ale organismului, nu? Celulele sunt învecinate între ele, deci au o conexiune, au o aderență. Noi, de exemplu, nu plutim așa aici. Avem o pielea noastră, susține musculatura, sistemul osos, este tot bine definit și organizat. Dar avem o comunicare, avem și vase sanguine, avem mulți centri care comunică între ei noi. Bun. Deci avem, tranziția se face prin sistemul nervos, nu? Și tot mecanismul ăsta, să spun, preluat de la corpul material la care se referă Tamara, unde sunt parametrii măsurabili, nu? Către corpul energetic al nostru, s-ar face prin intermediul unui sistem cu 7 glande care corespund celor 7 chakre și am vedea deci că sistemul endocrin este o interfață între corpul material și corpul energetic. Cu Tamara noi ne referim astăzi la corpul material și la organele lui, încercând să vedem dacă ele în sine sunt importante. Sunt importante pentru corpul material, pentru că transmiterea stărilor noastre, care în corpul material se întâmplă prin sistemul nervos, în urma unor mecanisme speciale, către ființa noastră, către corpul energetic, se face sigur prin, a spus Tamara mai devreme, s-a referit la hormoni, se face prin intermediul sistemului endocrin, care corespunde și are câte o ceacră și care ține de corpul energetic. Deci, între corpul energetic și corpul material se află sistemul ceacrelor corespunzătoare, sunt 7 ceacre corespunzătoare celor 7 glande endocrine. Ființa umană este un sistem bine pus la punct. Povestea noastră este de a afla cum existăm în raport cu Universul. Sigur că în clipa în care ne naștem, noi ne îngrămădim ființa într-un corp mic material pe care părinții noștri îl creează, și apoi ne dezvoltăm, dezvoltând în noi și cu noi, pe parcursul unei vieți, din păcate, limitate și scurte, o ființă care poate fi de multe ori extraordinară, prin genialitatea ei, prin felul ei de a exista, prin iubirea pentru semeni. Și este bine de văzut astăzi și pentru asta este invitată Tamara, care este rolul trupului nostru, acest vas de care noi apoi ne debarasăm prin moarte, îl lăsăm aici pe pământ și pornim mai departe. Ea s-ar putea să nu fie de acord cu lucrurile pe care le spun acum, pentru că ea, fiind un om de știință, este un truditor al aflării adevărului prin cunoaștere a existenței materiale, da? A trupului nostru. Și atunci mă întorc și o întreb.
Crezi în existența corpului energetic? Desigur. Și îmi este foarte important să existe un echilibru. Deci, cuvântul cheie pentru mine este echilibru între acești centri energetici. Și cum putem produce noi echilibru între acești centri energetici este prin a avea un ochi asupra organelor noastre. Deci, revin iarăși la tema medicală, în care sunt foarte Da, bine e antrenată. regulă. Deci, având gândirea focusată pe ale noastre organe și părți anatomice, avându-le în funcționalitate completă, putem să realizăm și acea circulație între centrii noștri energetici. Îmi sunt bine cunoscuți și foarte importanți pentru mine, cred în ei. Și cu ajutorul acestor centri energetici, care pot fi văzuți ca un instrument care să fie de ajutor corpului material, putem duce în echilibru cealaltă parte, deci corpul nostru. Deci, pe de o parte centri energetici, pe cealaltă parte corpul material, se pot echilibra unul pe celălalt și ajuta. Deci văzute ca două aspecte diferite. Două aspecte care de fapt sunt trei, pentru că atunci când apar dezechilibre în organismul nostru, imediat trebuie să ne ducem către glandele noastre, să le tratăm, dacă este cazul alopat, sau să folosim terapii complementare, cum ar fi bioenergia, de exemplu, să echilibrăm corpul energetic și atunci vom reuși prin echilibrarea sistemului endocrin și echilibrarea, deci, a corpului energetic, să refacem corpul material. Asta este ordinea. Medicina alopată este cea care folosește chimismul, medicamentația, pentru a trata direct organele care se îmbolnăvesc, pentru a trata corpul material, când avem și în medicina complementară sau chiar alternativă modul energetic de a influența și de a vindeca corpul prin reașezarea și vindecarea aurei, care este învelișul energetic în mai multe straturi care înfășoară corpul material. Mă bucur că doamna doctor acceptă existența chakrelor și a corpului energetic, pentru că noi aici ar trebui să îmbinăm toate cunoștințele din sfera asta a medicinii alopate cu cele din medicina complementară și alternativă. Există clinici în Elveția și Austria în care, în afara tratamentului care este administrat unui bolnav pentru diferite boli care au apărut pe corpul material, se dau, de exemplu, tratament cu Reiki, pentru că medicii de acolo consideră că echilibrarea corpului energetic este la fel de importantă cu tratarea directă, chimică, a organelor. Ce spuneți despre lucrul ăsta? Pentru mine este foarte important ca al nostru creier să preia orice informație nouă, să o poată prelucra și să genereze informație cu care putem dezvolta ceva benefic pacienților noștri. Deci, fiecare nouă descoperire în domeniul alopat sau în alte domenii să poată fi introdusă în acest organ și prelucrată. Deci, să putem accepta noul, să fim de acord și să putem genera altceva din această formă. Da. Aș vrea așa o mică subliniere. Trebuie să vă spun că doamna doctor a studiat medicina în Germania, a locuit 18 ani acolo și că are modul de construire a frazei tipic limbii germane și de aceea câteodată pune un cuvânt înaintea celuilalt. Este un lucru interesant pentru că asta arată cum se comportă creierul atunci când trebuie să traducă diferite noțiuni dintr-o limbă în alta. El face acest lucru automat, neținând întotdeauna cont de rigorile gramaticale. Și asta arată că creierul are totuși rolul lui, chiar dacă eu sunt așa pornită să consider că el este doar o
o parte din existența noastră. Iată că în această situație în care trebuie să gândească și să traducă frazele, este extrem de important. Să știți că am fost întrebată dacă visele care le creez sunt în limba germană sau în limba română. Ce ar spune al dumneavoastră creier despre o astfel de întrebare? Deci în român ar fi fost ce ar spune creierul dumneavoastră? Și tu am ai tradus înțeles, da. Ce ar spune al dumneavoastră creier, știi? Da. Adică trebuia să punem în limba română creierul în față. Știi? Am înțeles, da. Da, da. Deci important este să existe comunicarea. Și până la urmă nu contează, pentru că înțelegem, indiferent dacă gramatica limbii germane este diferită de gramatica limbii române, eu am înțeles foarte bine și toată lumea înțelege, dar doar am vrut să subliniez faptul că mecanismele care se produc în creier sunt diferite de la o limbă la alta și asta înseamnă chiar de la o națiune la alta. Nu? Desigur, și anumite rituale pe care noi le facem în România sau în Germania nu ar fi acceptabile în altă țară. Probabil în platouri sunt aceleași reguli. Da. Și vedeți că există o diferență, ca să spun așa, în discurs și între noi două. Eu, trăind toată viața într-o țară ortodoxă în care există un anumit mod de gândire și nu numai decât religios, dar ușor misterios și sublim, am un alt tip de discurs decât Tamara, care a trăit jumătate din viață într-o țară catolică și unde gândirea riguroasă și științifică este extrem de importantă. Se vede acest lucru și această diferență noastră în cunoaștere. Ea este riguroasă și exprimă nemțește o serie de lucruri. Eu le învălui cu oareșcare mister, așa cum se întâmplă aici în jurul Carpaților. Ești de acord? De acord. Am fost instruită foarte mulți ani și am învățat și practicat în chirurgie, iar acolo se vorbește foarte puțin, foarte clar și strict. Deci și asta este un element și un factor important. Pentru mine, personal, este important conexiunea și creșterea constructivă cu celelalte persoane. Da. Înțeleg. Și ești pătrunsă de spiritul nemțesc, adică pentru mine este evident. Trebuie să subliniem totuși că iubirea se manifestă sub diferite forme. Eu cel puțin sunt atrasă de iubirea pentru cunoaștere. Toată viața am trăit cu această pasiune continuă de a cunoaște, să citesc cât mai mult, să știu cât mai mult. Am transformat într-un sentiment dominator. A devenit o iubire. Sigur că există iubirea pentru terra, pentru pământul nostru. Există iubirea pentru patrie, pentru că patria totuși există și vedeți că au apărut din nou curente pe care unii le spun că sunt curente naționaliste, dar sunt de fapt stări și sentimente ale unor oameni pentru acest teritoriu care se numește România și care are 100 de ani de existență, să spunem, ca stat. Există iubirea pentru bărbat, iubirea pentru copil, iubirea pentru părinți, iubirea pentru semenii tăi. Iubirea îmbracă o serie de aspecte. Noi nu putem localiza, până la urmă, iubirea, așa cum am încercat prin titlul emisiunii noastre, în creier sau în inimă. Iubirea este peste tot, este în toată existența noastră, este, așa cum spune Einstein, o forță. Mă gândesc dacă nemții ar putea la un moment dat accepta această totalitate a iubirii. De fapt, avem aceleași intenții, însă avem o formă diferită de a le împacheta, de a le livra. Bun, dar nu sunt așa ușor seci? Au o altă modalitate de a-și exprima iubirea, deci mai
clară, mai chirurgică, aș spune. Mai simplu definit. Cu toate că au, l-au pe, pe Schiller, pe Goethe, adică o serie de scriitori, pe mari filozofi, Kant, Hegel, chiar constructorii marxismului, deci au niște minți extrem de puternice. Și cred că filozofia germană este cea care a gândit asupra cunoașterii și iubirii pentru cunoaștere, pentru că este o filozofie profundă, organizată, câteodată destructive, dacă ne gândim la Nietzsche, de exemplu, sau în sfârșit la o serie de variante din filozofie care au dus la războaie. Și sigur că probabil că izvorul filozofiei germane, a poeziei germane, a muzicii concrete și puternice, așa cum este Wagner, stă tocmai în spiritualitatea și forța densă a acestui popor, a acestei națiuni, în care Tamara, o româncă, a stat ani și ani și a studiat despre creier și a venit să se exprime astăzi. Vedeți care este influența asupra ei. Este strictă, definește, se referă la parametri. Când eu mă refer la stări inefabile, ea se referă la parametri. Sigur că fiecare dintre dumneavoastră poate să-și facă un sistem privind iubirea și poate aprecia într-un fel sau altul ce este iubirea. Dar am vrut să vedeți aceste două forme de exprimare pe care noi le-am prezentat astăzi și să vedeți cum un spirit rațional ca al Tamarei Sobel vine să prezinte lucrurile, în timp ce eu încerc să înfășor totul așa cu iubire pentru dumneavoastră, într-un mister și într-un mod de a accepta lucrurile direct în spiritul dumneavoastră și nu numai în creier, cum ar spune Tamara, nu? Iată că ne-ați plimbat gândirea noastră și imaginația prin diferiți centri așa de plăcut. Ați activat și filozofii și mai multe părți ale al nostrului creier, al creierului nostru. Da, este vorba doar de centri creierului care sunt mai bine dezvoltați sau mai puțin dezvoltați. Este o treabă de antrenament doar. Depinde în ce centru dorești să te dezvolți mai mult, în cel creativ, deci ca și filozofii despre care spuneați, sau în cel practic și direct. Este doar un punct și un aspect. Deci ești practic un practician. Sunt foarte practică, da. Am observat că fiind o ființă enciclopedică, te pasionează mai multe lucruri și ești o ființă aleasă, frumoasă. Te-am observat în diferite emisiuni, am văzut o serie de fotografii cu tine. Îți plac lucrurile frumoase, veșmintele frumoase. Ce ți-ar place să dezvolți pentru viitor din personalitatea ta? Sunt foarte atentă pe creierul meu, cu creierul meu, ca să mențin un echilibru. Deci, în timpul unei zile, desfășor mai multe activități, nu doar intelectuale, ci și fizice. Deci, combină cele două aspecte, cele două hemisfere, le-am pus într-un echilibru. Îmi este foarte important să fac și foarte multă mișcare, să citesc, să călătoresc, să port diferite discuții cu personalități din diferite domenii, așa cum astăzi mă aflu la dumneavoastră și este pentru mine ceva nou și plăcut. Am învățat multe lucruri și am fost pus în situații în care a trebuit să-mi schimb modul de gândire vechi și să trebuiască să reacționez nou. Mulțumesc pentru această șansă, pentru această oportunitate. Da, Tamara, și noi îți mulțumim că ai participat la emisiunea noastră. Când este vorba de gândire, stimați telespectatori, să știți că nu există vechi sau nou. Gândirea există de-a lungul timpului, ea invadează universul nostru cu imaginația și construcția noastră
Și totul se construiește având în sufletul nostru, în ființa noastră, iubirea. Așa cum dumneavoastră iubiți postul nostru de televiziune, care este o televiziune a sufletului tău, așa vă iubim și noi pe dumneavoastră. Vă dorim o zi bună, vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă rugăm să reflectați la ce este iubirea. Cu drag, pe data viitoare!